Autoritățile vor cheltui 10 milioane de lei ca să înțeleagă cum să finanțeze construcția stadionului național, care va costa 85 de milioane de euro. Ministrul Educației a declarat la Realitate că pentru studiul de fezabilitate au fost deja alocați bani din bugetul de stat și că acesta ar putea fi gata în aproximativ un an. Deci la prima etapă noi o să avem un studiu de fezabilitate pe care îl finanțăm, el costă 10 milioane de lei, pentru ca să putem să clarificăm în ce model va fi finanțat acest viitor stadion. Păi nu vorbim neapărat de finanțare din bugetul de stat, asta este o potențială sursă, ea poate fi extinsă în timp, putem să atragem cu siguranță și resurse externe, inclusiv de la donatori. Potrivit lui Perciun, studiul va arăta și ce va avea de câștigat statul de pe urma acestui stadion. Stadionul este și generează și venituri, o să ne permită să atragem și mai mulți vizitatori străini, să organizăm evenimente aici pe interior, să organizăm evenimente și pentru cei din afară. Un stadion bine gândit, bine organizat, bine administrat, generează potențial economic, generează locuri de muncă și într-un final mai multe venituri în buget și să răscumpără această investiție în timp. În condițiile în care statul nu a găsit bani pentru indexarea cu 30% a pensiilor atunci când a fost cazul, anul acesta nu va majora salariile profesorilor, nu a alocat bani pentru majorarea salariilor bugetarilor cu 1300 de lei, dar a pus povara financiară pe seama autorităților locale care nu au resurse pentru asta. Exponenții PAS au anunțat cu mult fast acum o lună că vor să construiască un stadion național de peste 1 miliard 640 de milioane de lei. Cu acești bani, spre exemplu, peste 2000 de localități din țară ar putea beneficia de apă și canalizare, iluminat stradal sau de reabilitarea clădirilor publice prin proiectul Satul European 2024. Unii politicieni au criticat dur ideea guvernării, amintindu-le că în aproape 100 de școli copiii merg la WC-ul din curte, iar alte sute de instituții de învățământ nu au nici măcar hârtie igienică. Potrivit autorităților, stadionul național va fi gata în 5 ani, va fi de categoria 4 UEFA și va avea 25.000 de locuri, asta în condițiile în care Moldova demonstrează rezultate mai mult decât modeste la campionatele internaționale de fotbal.